Așa el e de decibal. Tot cam în același fel. Și încă o întrebare, tot astăzi am auzit-o. Este așa ceva ca zașita izabota, negruță duce. Careva o negruță care vorbește într-una în limba rusă și pe cine el zașitește și de cine el se zabotește. Fiindcă am ascultat, mai ales cu alegerile astea, el e pro-rus, pro-socialist din cap până în picioare. Și apoi declară iar că americanii, tipurile că ia ca americanii, parcă vreau să ne ajute, dar așteaptă când la conducerea să vie cei care îi susțin pe dânsii. Și o vinuiește pe Maia Sandu că ei, mai scurt, e pro-americană și mai departe. Și spune că, iată, ea, Maia Sandu, își face compania electorală pe principiu geopolitic. De atâta că ea spune că ea vede ca în fața ei oponent numai pe Dodon. Și asta e prin rusul geopolitic. Asta înseamnă că tu, domnule Negruță, și tot asta, zașita și zăbota asta, știi, cunoaște că Dodon este omul Moscovei, deci spuneți că e face geopolitic. El spune că e vede ca oponent numai pe Dodon, dar nu spune Rusia sau nu știu ce acolo. Dar domnul Negruță, uitați să spui că în compania Celand, Maia Sandu a fost sub slăganul că să-l scoată pe Plăhătniuc de aici, așa? Atunci, ce el? El era prorusă, domnule Negruță și domnule aceea. Înseamnă că prostii vorbiți, domnilor, oamenii din jur, vă rog, ascultați și faceți-vă singuri asta, concluzia, cine ne prostește și cine spune adevărul. Da, cam asta. Pentru azi, mulțumesc mult. Dar Negruță ăsta nu-i cumva ambasadorul în Rusia, Neguță? Nu știu, nu. E altul. Mai sunt simpatizanți. Ia ca domnul, am o întrebare față de dumneavoastră. Cum dumneavoastră socoteți? Într-o țară unde nu este justiție, poate să fie niște alegeri corecte? Nu, fără doar și poate. Fără doar și poate că nu poate așa ceva să fie. Și noi vedem că justiția, încă o dată spun că un careva bătrâncea a spus sus și tare că noi deja cu statul capturat am terminat. Dar altă creatură cu tip de om, Pascaru, spune că, a spus cândva că nu, că este acolo, Plăhătniuc s-a dus, dar urmele lui aici sunt și trebuie mult de luptat ca să-i scoatem țara asta. Dar aici se vede că Pascaru nu s-a consultat, a greșit, acum ar spui invers și el acolo. Nu, dar și dumneavoastră toți... spuneți. Da. Nu, tu simplu, da, ori nu, poate nu, să fii într-o nu, stat... Nu, poate și... Nu poate și, domnule, care vorba și... Și mai am încă o întrebare. Cum dumneavoastră s-o cotiți? Poate un om cinstit din popor să câștigi alegerile într-o țară unde nu există justiție? Și mai am o întrebare. Cine votează cecul? Cine lucrează acolo? Ce avere au acolo? Pentru că nici unul din presă nu a verificat. Cecul nu este votat de societatea civilă, dar de mafia care există în Republica Moldova. Ce părere aveți pe întrebarea aceasta? Nu, nu mi-a spus, dacă ați vorbit de cec, la moment eu nu cunosc cine sunt în cec. Cumva așa că este un cimil care parcă ar și că era democrat, parcă ar și că e profesor sau ceva acolo, dar văzând cum se comportă, dacă nici nu pot hotărâ întrebarea cu Transnistria, cum Dodon înțelege acolo, Dodon spune că bravo vouă, îi aduc acolo niște persoane în vârstă care nu știe și așa e Dodon, dar votează pentru Dodon, dar el spune că bravo vouă. Ce ticălos poți fi? Eu vă dau încă o dată întrebare. Nu știu. Dumneavoastră cunoaște cine lucrează la CEC? Cineva a votat? Nu. La moment, în afară de Cimil, nu știu. La moment eu nu cunosc. Nu cunosc, dar știu că conducerea sau au insistat acolo, cum i-au speriat sau ceva și totdeauna ei încearcă să votează. Cum dumneavoastră s-o cotiți? Cum nimeresc oamenii cei la CEC care numărul voturilor? În ce mod?
Nu, fără doar spațiu. Iar nu pot să mă exprim, dar tot ce se face în țara asta, se face pe ascuns, prin șmecherii, prin mișmașuri. Prin ce mod nimeresc oamenii aceștia? Ce averi au? Cine este ei? Parlamentul. Nu cunosc, bun, nu cunosc averile, sigur că nu cunosc, nu pot să mă exprim, nu pot să mă. Altă întrebare, spus, nu pot să mă exprim. Ia ca poftim. Poftim rezultat despre alegerile de mâine care se vorbesc ca să fie corect. De duminica viitoare. Da, de duminica viitoare.